Starea de sănătate a regelui Mihai s-a înrăutățit semnificativ. Casa Regală a României a anunțat într-un comunicat că situația este destul de gravă, iar majestatea sa se confruntă cu o scădere semnificativă a rezistenței. Principesa moștenitoare Margareta s-a întors în Elveția de urgență pentru a fi alături de tatăl său, potrivit comunicatului de presă. Mai mult, în același comunicat, membrii Casei Regale au anunțat că se vor întâlni cu medicii pentru a discuta tratamentul curent și pentru a primi sfatul lor în circumstanțele actuale. Majestatea sa, Mihai I, se luptă cu boala încă de la începutul anului trecut, când a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru un cancer metastazat. Regele Mihai, în vârstă de 96 de ani, s-a născut pe 25 octombrie 1921 la Sinaia, ca fiu al lui Carol al II-lea și al soției sale, Elena a Greciei, și a domnit între 1927 și 1930 prin intermediul unei regențe, precum și între 1940 și 30 decembrie 1947, când a fost silit să abdice și să plece în exil. Regele Mihai I este singurul fost șef de stat în viață din perioada celui de-al doilea război mondial. La începutul anilor 90, regele a fost demonizat de birourile de propagandă ale celor emanați de evenimentele din 1989. Familia regală și-a restabilit reședința în țară la Palatul Elisabeta abia în 2001, la mai bine de 12 ani de la exil. Regele Mihai I și principesa Ana de Bourbon-Parma, care a devenit astfel regina Ana, s-au căsătorit pe 10 iunie 1948 în Grecia, la inițiativa regelui Pavlov și a reginei Federica a Greciei. Căsătoria a durat până la decesul reginei în 2016. Regele Mihai I și regina Ana au 5 fiice: principesa moștenitoare Margareta, principesa Elena, Irina Walker, principesa Sofia și principesa Maria.